Ciobanu. Domnișoara Ciobanu. Domnișoara Ciobanu, da. Ieri, mai pe seară, a primit un buchetel de flori. Buchetul de flori ca buchetul de flori, ca asta a mai primit. Și un tort. Tortul nu ieri. Tortul acum câteva zile, dar iarăși tort au mai primit. Ce ne facem, ce ne facem cu inelul de pe mâna stângă? Mâna sus, te rog. E, Claudia a primit un inel. Materialul chiar acum. Numele meu adevărat este Alexandru Noșe și eu voi fi nouul concurent din casa de Mireasa. Așa își făcea intrarea în casa Mireasa cu câteva luni în urmă fostul concurent Alex Noje, plin de bune intenții și cu un top clar al preferințelor. Claudia locul 3, așa. Cătălina locul 2 și Andra locul 1. Bine! Un loc 3, dar o preferință măgulitoare pentru Claudia, însă evoluția evenimentelor din casă au făcut-o pe aceasta să-și amintească și de alte întâmplări. Mai țineți minte materialul obunit în visele tale? Tu chiar crezi că poți să mai ai pe mine? Ce? Poți să mai ai? De ce mi-ai spus aici? Bă! Te pup, ești neimportantă pentru mine ca femeie, stai liniștită! Ai vrea tu! Nici în visele tale, băiat! Dar, surpriză, Alex Noje i-a trimis Claudiei un buchet de flori însoțit de un inel. Claudia era cel puțin contrariată. Dar cred că... Nu știu, mă bublește râsul. Cât de dragă mie. Nu știu. Ce vrea să însemne asta? Și cu inel? Ți-am pus pe deget un inel. Ce înseamnă asta? O scrisoare, un mesaj, un ceva, trebuie să-l dau cuiva sau? Nu știu, zice, nu. Sunt șocată. Da, deci nu, nu, cu tot altceva vine în cap. Însă, dincolo de șoc, Claudia voia totuși să probeze inelul. O femeie puternică pot orice. E drăguț. Da, așa, ca accesoriu. Bine, mi-e mare, nu mi-e bun. E drăguț. Te asortează cu celelalte bijuterii. Se cerea poate și un răspuns din partea Claudiei, răspuns care a venit sub formă muzicală. Adio, nu-ți mai fac jocul, adio, nu sunt eu norocul, maxim colega ta, cel mult prietena ta, te rog, te rog, te rog, nu insista. Ce-i Claudia? De ce vă uitați toți la ușă? Nu cred. Că m-am ridicat și da, când... De fiecare dată când vă ridicați și vă așezați acolo... Intră cineva pe ușă? Intră cineva pe ușă. Bine, bună ziua. Hai să vedem. Doar încă să miresc. Claudia, în primul rând, spune-mi și mie, te rog, de ce crezi tu că ți-a trimis Alex un inel? Nu știu ce vrea să însemne asta, dar sper să nu fie o glumă proastă. O glumă proastă din partea... Nu, din partea lui. Pentru că nu aș vrea să se înțeleagă greșit, cred că am fost destul de clară și mai mult de colegi, nu. O colaborare. Și totuși, de ce un băiat ar face cadou unei fete care nu este iubita lui un inel? Să-l întrebăm? Că și eu sunt curioasă. Păi și cum facem să-l întrebăm? Îl strigăm. Îl strigați? Da. Hai! Noje! Alex! Noje! Hai, Alex! E la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Casa Mireasa! Ce face Alex? Doamna Simona, vă aud puțin în întârziere. Să rămână, respect pentru dumneavoastră. E departe buftea. Ce faci? Bine, mulțumesc. Uitați, acum am venit de la studio și de-abia așteptam să ajung în fața televizorului să văd emisiunea unde se întâlnește iubirea, în acea casă. Mm-hmm.
Să știi că gestul tău de a-i trimite Claudiei un inel a cam bărversat pe toată lumea, inclusiv pe Claudia, sau în primul rând pe Claudia, așa că ai acum, Alex, ocazia să-i spui care au fost intențiile tale. Doamna Simona, intențiile mele au fost în felul următor. Am trimis acel tort și acele flori și acest inel într-un gest de prietenie pentru Claudia, pentru că noi totuși am avut certurile pe care le-am avut în casă și sper că a trecut și ea peste, eu am trecut peste. Așa, și noi doi nu o să putem fi decât prieteni și o să avem o colaborare muzicală afară când va ieși. Asta da. Și asta va fi pe studio, vor fi două, trei piese, eu deja încep să lucrez. Chiar voiam să te întreb. Mulțumesc, Claudia, și eu încerc prietenesc din partea mea și a unui telespectatoare. Aha, păi că... Dar mie nu-mi trimiți întorc, că și noi doi am fost prieteni, adică... Și să cânti? Să scrie și ție o piesă, nu? O piesă, un inel, nu mă deranjează, pe bune. Ești la Paula Studio? Am fost la Paula Studio și... Te-ai transmis salutări din partea mea. Da, bun, Alex, vreau să știu dacă ți-ai găsit iubit afară. Doamna Simona, între mine și Florii, răspunsurile, totul este trecut, le-am găsit, iubit afară nu mi-am găsit. Așa, dar mai cauți. Și mai caut. Găsim, că găsim, nu, pe la Oradea. Nu scriu la sezonul 3 dacă voi fi primit în Casa Mireasa. Da, dacă nu exact, ne pregătim de sezonul 3, cine știe. E. Poate atunci o să fie ce-ți dorești. Alex, mulțumesc mult. Mulțumesc. Acum eu, cred că e și Claudia lămurită și voi de asemenea lămuriți că omul se mai poate ridica în picioare și că atunci când se ridică omul în picioare, omul Simona, nu înseamnă că trebuie să vină cineva pe ușa, pe ușa Mireasa. Voi așteptați, tot așteptați să vină cineva, da, nu? Da. Ei, cine știe, poate în sezonul 3